dori să ne uităm și la partea cea spirituală, adică care ne interesează mai mult pe noi. Și aș dori să ne uităm în Luca, în capitolul 5, pe care ne vorbește tot despre o astfel de întâmplare, pescuirea minunată. Și vedem că Pedro cu corabia lui s-a dus să pescuiască și toată noaptea nu a găsit niciun pește, nu a reușit să prinde niciun pește. Dar vedem că Domnul Iisus a fost cu el, în corabie cu el, și în versetul 4 îi spune: când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins așa de mare mulțime de pești că începeau să-i se rupă mrejele. Este o astfel de întâmplare, dar are un sfârșit diferit. Pentru că vedem că la sfârșit, la versetul 10, ne spune: tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul Simon, atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescat de oameni. În Ioan, în capitolul 21, vedem cam aceeași întâmplare, dar la porunca lui Iisus, vedem că au luat, aruncat mrejile în partea dată a corabiei și au prins peștele. Eu m-am gândit că această întâmplare este pentru noi ca o întâmplare de evangelizare, adică noi care trebuie, suntem în lucrarea lui Dumnezeu, suntem pescari de oameni și nu numai cu gând, la gândul nostru putem să luăm peștele, dar numai după porunca, după cuvântul care a fost rostit de Iisus. Adică noi nu avem putere de a face cum vroim noi și numai când avem autoritatea de la Iisus, atunci putem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Vedem că lui Simon Petru i s-a spus că va fi pescar de oameni, dar încă după moartea lui Iisus, încă nu a început să fie pescar de oameni și eu cred că încă nu a înțeles ce se va întâmpla cu el. Și după aceea, după a treia arătare a lui Iisus, atunci eu cred că a înțeles că pescar de oameni înseamnă să evangelizeze cuvântul lui Iisus, adică viața lui Iisus, Evanghelia lui Iisus, și să aducă oameni la pocăință. Așa și noi să evangelizăm și să îl vestim pe Iisus, pentru că, cum spune în Evanghelia, trebuie să ajungă până la colțurile pământului. Și noi avem această dovedire de a face, datorie să o facem. Și aș dori ca Domnul să ne ajute și să nu ne temem de nimic. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de orice lucru care poate ne lovesc, ne fac rău la trupul nostru, dar după aia să știm că cu toții vom avea o culoană în cer. Și după ce au luat pești, vedem că Iisus le-a chemat să vină și să prăzească împreună ucenicii cu Iisus. Și eu cred că este ultima masă care eu o fac împreună. Și vedem că mănâncă pâine și cu pești. Și eu cred că și aceste două lucruri au un simbol, pentru că pâinea reprezintă cuvântul și peștii, nu știu bine ce reprezintă, dar
Suntem noi care mergem la cuvânt, împreună să meargă. Deci peștele cu pâine sunt lucruri care merg împreună și ar trebui și noi să mergem totdeauna după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să nu ne îndepărtăm niciodată. Amin. Aș dori să mergem și după ce s-a arătat a treia oră, să dau citire din Ioan, capitolul 21, de la versetul 15 în jos, să vedem ce s-a întâmplat totuși după acest rând. Și ne spune așa: după ce au prăznit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușirii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arete cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis: vină după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezumase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi vin eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre față că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi vin eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și care le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Vedem că este un ucenic care, în cartea aceasta, în Evanghelia după Ioan, este chemat ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu este de prima dată care se întâlnește astfel un ucenicul acesta, și atunci când la cină Iisus a spus că cineva în seara aceasta mă va vinde, ucenicul acesta a răzumat la pieptul și l-a întrebat: cine este acesta care te va vinde? Vedem căci nu știu de ce îl se cheamă așa, ucenicul pe care îl iubea Iisus, și cred că este Ioan, unul din ucenicii care întotdeauna era împreună cu Simon Petru și erau poate cei mai de seamă devotați în lucrarea lui Dumnezeu. Și vedem că aceasta, putem să spunem, cuvântarea lui Iisus despre ucenicul acesta: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Nu înseamnă că el nu va muri, dar el este unul din cei care a trăit mai mult decât toți, pentru că a fost exiliat într-o insulă și acolo a scris și cartea Apocalipsa, care cu viziunile lui care le-a avut din partea lui Dumnezeu, a scris Apocalipsa, cartea care ne spune viitor, ce se va întâmpla cu lumea aceasta, cum va fi și ce va veni.